Salutare, voi băieți, și bine v-am găsit la un nou episod. În episodul de azi, din câte vedeți, avem aici un ansamblu. Vom merge să facem silage din terenul ăla de porumb pe care l-am. Aici avem zetorul ăsta la care am dat jos cabina. Vom merge cu ăsta. Avem utilajul ăsta care face silage și aici, na, e remorca mea, o știți, numai că i-am pus obloane înalte și țevile astea, na, astea le-am avut de mult de la remorcă. Acum le-am pus aici, na, tot aici am piese, am lăsat un drum aici, am zis că nu încurcă pe nimeni. Stați, închid ușa la garaj, de fapt, așa. Bă, sper că are forță tractorul ăsta să ducă asta. Ia uitați, cam așa e remorca, acolo în spate un pic mai înalt oblonul ca să nu arunc peste. Dacă, haideți să mergem la muncă. Primavarile, că nu mai am nevoie. Bă, am văzut că de un timp nu mai e așa circulație pe aici, pe strada asta. Acum, nu știu, posibil să fi făcut altă stradă pe altundeva sau nu-mi dau seama. Aici, din câte știți, da, tot așa giratorul ăsta. Încă nu trebuie să-l facem dacă nu ne întoarcem. Bă, și ia uitați terenul. Bă, eu credeam că e mai mic, dar nu e chiar așa mic. E un pic am uscat porumbul, dar merge să fac silici pe el, nu-i problemă. Dacă, haideți să vedem. Aici pot să calc terenul, că e numai buriană la vecinul. Deci, din câte mi era frică, nu avem destulă putere la tractorul ăsta. Dacă, op, op, ușor, dăm aici pe margine. Hai să mai dăm așa puțin. Bun. O lăsăm așa, că nu-i problemă. Scoatem cardanul. N-am lăsat jos, hai să o lăsăm jos. O decuplăm și mergem să vin cu celălalt tractor. Da. Deci de ce mi-era frică? Nu am scăpat. Nu am putere la tractorul ăsta. Dar aduc zetorul ăla mare, sper că ăla am. Dacă nu am nici ăla, am pus-o. Și uitați, aici o să pun siligium. Unde am pus cauciucurile astea, le-am băgat așa în pământ ca să știu că am, na, mi-am făcut o delimitare. Delimitare, da. Hai să vedem unde lăsăm pe ăsta, îl bag aici, uite așa. Uite așa, bun, lăsăm aici că e bine. Haideți să luăm zetorul celălalt, uite ăsta. Bun. Bă, sper că la asta am putere, na, e mai mare. Hai că mă duc pe aici prin față. Na, dacă n-am mai văzut mașini tot, trebuie să mă asigur că nu mai știu cum vine. Câte una. Da, din câte ați văzut, am făcut aici giratoriul ăsta, am ajutat pe primarul. Și de acum o să fiu ajutor de primar. O să vedeți voi alt episod în care o să vă explic tot cum am ajuns așa. Și primarul o să-mi dea ceva, dar bine, eu știu ce, dar nu vă spun în episodul ăsta, pentru că, după cum am zis, o să zic în alt episod în care vă explic tot. Bun, hai să vedem. Sper că la asta am destulă putere, dar pot să o lăs jos, nu are rost să mai ridic. Stați că nu m-am încadrat prea bine. Hai încă puțin. Cred că iar am să-l calc puțin aici, dar hai că nu l-am călcat tare, se ridică. Bun, deschidem asta. Bam, hai că ăsta merge, frate. Ăsta merge. Mamă, dar merge cam încet. Mamă, pe până fac eu terenul ăsta cu asta. Aoleo. Aoleo și vai de mine. Bă, că dacă îl forțez, na, un rând. Vreau să zic că pot să iau două rânduri, dar pe unul mai îl culc. E foarte mare terenul ăsta. Nu termin eu cu ăsta până mâine. Mamă, păi mă mișc încet tare, frate. A, uite, nici nu se vede. Na, abandonăm. Da. I-am zis că nu cumpăr combina aia, că
N-are rost, da. E terenul mic, dar văd că nu e așa micuț. Cred că mă duc eu să-l sun pe omul ăla să-i zic că mă duc acum după combină să văd dacă mi-o vinde. Noroc că am bani, că dacă nu aveam banii, nu știu cum urcam eu cu ferma asta, că tot utilaje noi, utilaje noi. Da. Ușor, ușor, o să rămân eu fără bani. Bun, hai că mă opresc aici. O scoatem asta, ridicăm și mergem după combina, fraților, că... Opa, am călcat aici puțin specla asta, dar nu-i problemă. Mamă, și specla trebuie să o... Aia nu-i problemă, că merge și noiembrie, dar... Acum, sfârșit de octombrie și trebuie neapărat recolta porumbul. Ia uite asta ce verde. Porumbul și... Soia asta de aici, e crescută și aia. Deci în episodul ăsta băgăm porumbul, în episodul viitor recoltăm soia și următorul, cred că, specla. Pentru că până acum nu m-am băgat pe recoltare din astea și acum trebuie neapărat. Așa că am să merg eu să cumpăr combina aia dacă mi-o mai vinde omul și revenim noi după ce fac afacerea acum. Așa că ne vedem. Bun, haideți că suntem aici în teren deja. Ia uitați combina, e foarte gălăgeasă, așa că sper că m-au auzit bine. Cam asta e, o să vă prezint eu după ce ne facem treaba. Am început aici un pic, dar merge bine. Asta, na, e pe două rânduri, merge mai rapid. Aici, na, e o doamnă de aici de insat și mă ajută și... Pare că, na, e femeie, dar se știe pe combina. Bă, și... Cam asta e, na, vă prezint eu după am zis. E foarte ieftin, am luat-o așa că mi-a meritat. Așa că haideți, îi dăm drumul la treabă, să nu mai stăm la vorbă. Punem aici, uite așa, cu 7 la oră mergem. Nu e o viteză foarte mare, dar e bine. Bă, și, na, o să mai facem și un timelapse, nu o să lăs toată filmarea până recoltăm, că e foarte mult. Dar... Vom vedea cum facem. Mergem acum în capăt, că să facem un rând frumos, că aici era luat așa un pic. Bun, haideți că am făcut și prima remorcă. Mergem acum să o ducem rapid. Ia, uitați aici, e plină. Mai intra un pic, dar în scenare rost să o umplem, că suntem aproape aici. Bine că nu bate vântul și nu zboară tot silijul. Aici e o denivelare mai mare, trebuie să o rezolv și pe asta. Și acum hai să vedem asta să... Pe ce parte... Numai pe spate îmi basculează, cred, sau... Da, da, da. Da, e bine. E bine și pe spate. Bă, bă că scot ceva. Acum sper că pot să-l bag tot în bunkerul ăsta. E un pic mai mic. Da, îl înghesu eu cumva pe aici. Bun, hai să mai dau o tură invers. Mamă, aici dau pe arătura asta, da. Da, să nu-mi calc chiar așa arătura. Mă întorc eu. E cam înghesială pe aici. N-am crezut că e chiar atâta silige acolo, silos. Dacă haideți să îl punem mai în grămadă mai mare. Lăsăm așa foarte încet, dar foarte încet. Ba, acum dacă îi vreun doritor care vrea să-mi cumpere masa asta, masa se numește, nu știu, cu care am vrut să fac, na, o să vând, că n-am ce să fac pe ea.
Da, poate unii au terenuri mici sau prin grădini sau merge. Așa că dacă e vreun doritor care vrea să o cumpere să mă contacteze. Uitați că ieșim pe aici, hai că e bine. Mergem acum să dăm a doua tură. Și cred că am să vă pun de aici încolo un timelapse. Sper că vă place. Așa că hai să îi dăm drumul la treabă. Bun, din câte vedeți, mi-a rămas aici o bucată mică în stânga, numai că din cauza că am vrut să facem un rând drept, că nu era drept acolo cum am luat cu ăla mic și am scolom pe urmă asta, bucata asta ce a rămas. Dacă acum avem rândul drept pe aici și mergem tot după rândurile astea și facem treabă. Se umple destul de rapid remorca, fix peste cabină trece pe aici. Dacă luam ăla fără cabină, nu știu ce făceam, că numai silos zbura în mine. Bă, face treaba cu mine asta acum, na, sper că e bună. Bine că am pus o bloană ăla mai înalt, acolo în spate. Tot e bine. Ia uitați, acum avem în rând drept. Pac, frumos. Da, e un pic mai întunecată imaginea, acum sper că nu vă deranjează. Da, faza e că e 3 după masă. Și da, în ziua, în amiaza mare, cum s-ar spune. Bine, nu amiaza mare, dar suntem pe timp de zi. Acum e un pic mai întunecat, că... Asta să mă dau din spatele lui. Pot să calc pe cea terenul ăsta un pic la vecinul, că nu-i problemă, că nu are nimic, e numai buruiană. După cum ziceam, îi trei după masa, da? E așa mai întunecat din cauza că... E, na, octombrie sau... Dar nici nu știu de ce, că, na, tot știu dacă octombrie n-ar trebui să fie chiar așa întunecat. Aici, în capăt, na, mai călcăm puțin pe urumbu. Acum nu e o problemă chiar așa mare. Hai, nu ajunge până la remurcă. Oh, stai să mă dau. Mă dau mai... Cum să mă dau? Uite că acum ajuns. Stai! Oh, dai pe jos, ce faci? Am aici, îl călcăm un pic. Dar acum cât călcăm acolo, n-a ști nimeni. Nu moare nimeni pentru atâta. Na, asta e treaba. Merge mult mai rapid cu combina asta. La banii care a fost, merită, n-a fost scumpă. Aici văd că un pic se culcă porumbul, dar se ridic. E un pic amuscat. Porumbul trebuia să-l fac mai, uite cum e ăla de jos trebuia. Dar e bine și așa. Ăsta era de silici oricum plantat, de siloz. Știți că e porumbul de... Sunt mai multe semințe și ăsta era plantat pentru... stilos. Dar văd că s-a uscat mai bine un pic, nu știu de ce. Dar nu-i problemă de asta. Bă, că pe jos nu dăm. E bine, hai să mă dau un pic mai aproape de el, totuși. Uite așa. Da, ce-am făcut? Stai că am rămas în spate. Stai, bă. Stai așa, ticu. Bă, eu zic ajunge. Mai bagi? Hai, mai bagă un pic. A, pot să mă duc și pe lângă el, că văd că... A, da. Merge și așa. Mai bagi, mă? Hai că până aici un pic. Până în capăt. Hai că am ajuns până în capăt, e bine. Hai că mă duc să mă întorc. Să mă întorc, au să descarc. Bun, cam asta e treaba. Acum nu știu dacă să vă lăs timelapse sau... Na, să fiți filmarea sau să mai filmezi. Na, treaba tot asta, ui. Acum aici nu știu cum să fac.
E cam nasul că e mic spațiu, trebuia să fac eu mai încoace un pic bunkerul. Da, hai că merge și așa acum. Bun. Cred că, da, sigur o să trebuiască iară să dau două turi. Că nu pot să descarc dintr-o tură. A, dau și pe lângă un pic acolo. Lasă că îl strângem după. Da, uite aici trebuie să mă întorc. Și după să mai dau o tură. E cam nasol pe aici. Bă, nu știu ce să zic, să lăs. Hai că vă mai lăs totuși un pic de timelapse. Mai vedeți voi aici ce, cum e treaba. Și pe urmă cred că am să opresc. Dar n-am să lăs toată recoltarea. Că ne prinde și seara și pe seară nu se vede așa fain pe filmare și na, asta treaba. Așa că haideți să mergem. Bă, pe aici pot să calc un pic, nu se supără vecinul că dacă este îndrept pe aici, dacă stric arătura, aduc eu motosapa și mai dau un pic acolo cu motosapa să nu zică că mi-a stricat arătura. Bun, și haideți că de aici am să vă lăs un timelapse.